Mulțumesc mult! O prezentare încărcată. Sper că ați apucat să luați notițe. Otilo a venit din Moroș-Vașarhe, din Târgu Mureș, ca să ne vorbească despre pay-per-click marketing. Nu o să ne vorbească în maghiară, cu toate că sunt sigur că se descurcă. Regeni, mă-și mai de rupă pe sen. Cred că ai câțiva care... Da? Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație. Sunt Birte Otilo și reprezint ProClick. Suntem o agenție pay-per-click din Târgu Mureș. Și am pregătit și o invitație, adică o prezentare. Am primit invitație și am făcut o prezentare. Nu am o experiență foarte mare în astfel de prezentări, așa că îmi cer scuze. Poate o să mă gâlbui sau o să mai stau și să mă gândesc să găsesc cuvintele. Te ajutăm noi, e ok. Sunt convins. Ok, colegii mei de la Web Digital au spus foarte multe despre tema PPC pentru e-commerce și au fost prea multe informații, puțin, eu ca și critică, dacă e. ating în mare aceleași subiecte, poate dintr-un alt punct de vedere, poate vor fi unele care se suprapun exact, o să încerc să trec peste ele. Înainte să fac prezentarea, am cerut de la organizatori să-mi spună cam ce ar trebui să obținem după această prezentare, cam care ar fi obiectivele. Și asta e lista, e un copy-paste din mail. Cum investim eficient, să găsim câteva răspunsuri, ce înseamnă succes, câteva particularități pentru ce înseamnă campanii PPC pentru e-commerce, care o rată de conversie și vă spun din start că nu există răspuns clar la niciunul dintre întrebări. Deci, ok, e frumos, răspunsuri clare nu vom găsi. Vom putea aproxima, vom putea povesti, a privi lucrurile din mai multe puncte de vedere, dar răspunsuri exacte nu există. Eu o să încep dintr-o altă direcție. Noi, ca agenție, în momentul în care facem o prezentare la clienții noștri, desigur vorbim în primul rând despre avantajele pay-per-click și am scos câteva avantaje care le prezentăm clienților. Desigur, sunt mai multe avantaje, dar cam astea sunt. Pentru cei care știu foarte clar ce înseamnă, pus acolo recapitulare, deci să nu vă jignesc. Să nu... Ok, totuși, cred că ca să putem construi și ajunge cu o campanie, să avem succes, să avem eficiență, cam astea sunt lucrurile de bază de care trebuie să ne folosim. Avem în online, în general, măsurabilitate. În PPC avem măsurabilitate. Deci, trebuie să măsurăm, în primul rând. Trebuie să targetăm ca lumea și trebuie să controlăm situația. Dacă ne ocupăm de aceste trei lucruri, eu cred că o să ne apropiem de un oarecare succes. Succes care, iarăși, poate fi văzut din mai multe puncte de vedere și asta, în principiu, cu clientul negociem ce înseamnă succesul. Pentru un client, succes înseamnă profit din prima zi, pentru altul înseamnă succes, profit după 60 de săptămâni, deci cum privim lucrurile, desigur. Ok, măsurabilitate. Să măsurăm, deci chiar să măsurăm. Și noi, ca agenție, ne luptăm zi cu zi cu clienții noștri să instalăm niște coduri de urmărire. De multe ori rămân acolo, nu știu cum, aceeași problemă până noi, da? Trebuie luat în vedere această frază, one time effort, lifetime value. Odată trebuie făcut, odată ca lumea și după care ne va ajuta măsurarea ani de zile și ne va ajuta să adunăm informații statistice relevante, să putem optimiza campaniile. Să măsurăm absolut tot ce mișcă. Să măsurăm formula de contact. Eu am o problemă cu formula de contact și când ajung, eu țin să precizez say no to captcha.
Nu ține de măsurare, în orice caz ține de o rată de conversie bună. Programatorii, în general, au o problemă. Ei pun captcha pe formulare. Eu am o altă problemă, eu vreau conversii, eu scot captcha. Captcha-ul, din punctul meu de vedere, trebuie folosit doar în momentul în care chiar acel formular este abuzat și creează probleme serioase. Acum zic, dacă primești 2-3 mail-uri formulare, nu e o problemă. Dai delete și la revedere. Însă pierzi mult mai mulți clienți care vor să-ți completeze un formular și ajung la un captcha și eu cel puțin... Poți să primești vreo 5.000 pe zi, așa. Exact. Dar sunt și soluții ca să nu pui captcha. Absolut. Eu am spus, nu o captcha. Cum rezolvă restul problemelor e de ordin tehnic și nu are... Dar din punct de business, este scos captcha. Ca să putem măsura la formular, să după formular de contact, să urmeze o pagină de thank you, probabil că știți acest lucru. Pentru mulți dintre clienți sau programatori nu este absolut firesc. E foarte simplu. În care ai un thank you, setezi golul din Analytics și ai desigur urmărirea golului. Să măsurăm downloads, link-uri. Necesită puțină atenție în link-ul de download. Trebuie inserat un cod Analytics care din momentul acela va urmări și aceste evenimente care, până la urmă, vor fi foarte importante în derularea campaniilor. Să măsurăm conturile noi, să măsurăm tranzacțiile. Colegul meu a vorbit despre el destul de avansat, o să trec peste el, dar este foarte important. Nu, event tracking, deci nu știu, acum de ordin tehnic, partea aceasta nu am intrat. În momentul în care dorim să măsurăm downloads și sau link-uri, avem două posibilități. Ori din Analytics avem Virtual Page Views sau Event Tracking. Și prin astea vom putea să definim goluri. Da? E puțin mai complicat și nu știu dacă trebuie să intrăm în detalii. On-site search. Cu Analytics putem măsura căutările realizate pe site-ul nostru, site-ul clientului. Eu așa mă exprim că noi nu avem site-uri, clienții noștri au. De foarte multe ori nu se face acest lucru. Și e foarte simplu. Și aduce o valoare foarte, foarte mare. Să știi că în momentul în care ajunge utilizatorul pe site-ul tău, ce caută? De unde ajunge? Ce produse caută? Cum caută? Și îți aduce o valoare din două puncte de vedere. Aceste cuvinte cheie, căutările pe site-ul tău, le poți folosi în cadrul campaniei și poți să targetezi, să aduci alt trafic relevant. Plus, știi ce se caută efectiv și în site-ul clientului, on-site search. E clar, da? Se înțelege. Acum, da, ok. Deci am pus și o poză acolo, să se știe. Bun. Ce înseamnă să avem măsurarea tranzacțiilor? O imagine foarte clară. Din Analytics nu vezi această imagine, doar dacă faci un raport personalizat. Asta e. Trebuie învățat. Dar merită. Am luat dintr-o campanie un screenshot. Oricând putem vedea ce s-a întâmplat în campanie, cu ce costuri, câte comenzi, în ce valoare, pentru orice perioadă. Odată trebuie instalat, configurat ca lumea modulul de e-commerce, după care o să-ți aducă o claritate în cadrul. Știi ce keyword, cât a costat de-a lungul anului, nu fă poză, că sunt informații dintr-un cont al clientului. Bun, on-site search, puțin mai detaliat. Ce înseamnă? E foarte simplu. În general, site-urile de e-commerce rezolvă în termen de căutare este un parametru, un link cu keyword-ul. Keyword-ul acesta trebuie introdus în Analytics la zona de admin, profile settings, do-track, site search, search term. Din momentul acela ai trecuit toate informațiile și se aduce o valoare foarte mare. Știi ce se întâmplă? Se caută Thomas de 800 de ori,
din care time after search de 2 minute și așa mai departe. Poți să afli, desigur, de unde a venit. Ce era procentul ăla acolo, asta era întrebarea. Care? Unde ce? Procent. Unde? A patru ce există? Ah, nu știu. Ok. Deci, eu cred că știu. Nu, eu cred că e predefinit. Deci, poate în boxul de căutare e un îi se dă enter, e un caracter curat și probabil că acela este. Targetare. Repet câteva lucruri. Nu intru pentru că prea mult de spus, să targetăm ca lumea. Deci avem posibilități de targetare, să targetăm, să folosim de ele. AdWords, trec peste keyword targeting, cum să organizăm campania, acolo e foarte mult de povestit și oricum nu aș putea să transmit toate informațiile. Scot câteva, poate, elemente mai importante. Geotargetare. În general, magazinele online au în spate un business offline. Au un magazin sau poate mai multe magazine, poate o rețea de magazine. În momentul în care creăm campania, să avem în vedere aceste lucruri și să facem campania în așa fel încât să acopere specific locațiile respective. Vă și spun imediat un exemplu. Dynamic Search Ads. Chiar la începutul, deci la obiective, mi se cere să vorbesc puțin despre specificul e-commerce. Specificul site-urilor e-commerce e conținut, volumul mare de conținut și un dinamism destul de mare în stocuri, în produse, ba sunt azi, ba mine nu sunt sau vin alte produse. De cele mai multe ori clienții nu ne comunică aceste modificări. Iar Dynamic Search Ads ne ajută foarte mult la partea aceasta și acoperă în mare parte zona aceasta de dinamism. Două cuvinte imediat o să vă povestesc. Remarketing, nu știu, cunoașteți aceste folosiți? Da. Ok, nu o să vă intru în detalii. Facebook, știm, demografic, interese, etc. Să le folosim. Să avem, deci, în sensul ca să vorbim pe anunțurile, să le creăm pentru femei 20-25 de ani, un anunț specific, pentru bărbați 40-45 de ani, alt anunț. Modul în care vorbim și comunicăm cu ei e altceva, altfel. Să avem în vedere, e posibil, putem targeta. E un volum destul de mare de lucru, dar asta este. Ok. Targetare geografică. Un client al nostru, Moașo, nu de mult am început implementarea campaniei, se ocupă de distribuție de anvelope și au și servisuri locale, o rețea de servisuri locale național. Aici avem campania în sine, acoperă două direcții mari. Are o campanie națională care acoperă brandurile, produsele pe care le vinde pe site. Pe lângă acesta are o rețea destul de mare în orașele principale a țării și aici urmează, încă nu este, nu este făcut, urmează să implementăm campaniile cu landing page specifice fiecarei locații, în care pe lângă produsele pe care se pot achiziționa de pe site, le comunicăm faptul că, uite, în Cluj, serviciul este acolo, poți să-l cumperi direct acolo, cauciucurile ți se montează și prin chestia asta tu aduci o valoare destul de mare, o rată de click, imediat o să fie mai mare în momentul în care activezi, desigur, și location extensions, în care ai și comunicat în anunț atât numărul de telefon, cât și locația în care se găsește punctul de lucru. E foarte important, sunt aceste posibilități, trebuie să folosite. Dynamic Search Ads, colegul meu a vorbit, nu o să intru în detalii foarte mari, doar principiul de funcționare, poate știți, poate nu, repet. Deci, ideea este că se targetează anunțurile pe baza conținutului. Noi pregătim, sau voi pregătiți descrierea, cele două linii din descrierea anunțului,
headline-ul va fi generat dinamic pe baza conținutului site-ului. Asta se ocupă Google, e un engine care e specializat și face. Cuvintele cheie sunt alese automat de pe baza conținutului site-ului. Anunțurile cu titlul generat. Mare grijă, trebuie urmărit, este foarte valoros și aduce trafic, în special la cuvintele cheie long tail, acolo unde poate nu acoperi din restul campaniei. Trebuie avut însă grijă la termen de căutare pe care îi aduci traficul, pentru că, desigur, Google mai și greșește și îți aduce și trafic mai puțin relevant. Însă, cel puțin până acum, experiența spune că e ok. Funcționează de 2 luni, aproximativ. La... Da, la cerere se putea, dar e available, cred că aproximativ 2 luni. Aproximativ. Am și eu o întrebare. Rău. Pentru targetare de tip phrase, cât de mult a crescut CTR-ul acest tip de headline? Deci nu avem targetare de tip phrase. Deci nu sunt cuvinte cheie. Google intră... Am înțeles lucrul ăsta, dar să spunem că vindem bilete de avion. Da. Și am un ad care vreau să-mi targeteze toate biletele de avion către Praga. Bilete de avion Praga, bilete de avion ieftine Praga și toate căutările care fac referire la bilete de avion către Praga. Așa. Cred că cel mai bine răspunsul la întrebarea asta, ținând cont că acum vorbim despre Dynamics Generated, Dynamics Search. Da, ideea e să-mi îmbunătățească CTR-ul față de un ad fix. Și atunci... Dar eu cred că tu vorbești despre... Eu cred că tu vorbești despre... Campanie tradițională inserție. Cu... keyword insertion. În care se ia efectiv căutarea din query și este mutat în locul acelui keyword. Aici este vorba de altceva, e o tehnologie nouă, e vorba de... Te rog. Dacă tu faci un landing page în care, ca să luăm exemplul lui, să vezi... Da. Dacă faci un landing page în care zici că zboruri la Praga și pui Dynamic Generated Headline pe ea, îți va extrage din acea pagină keyword-urile care au legătură cu zboruri la Praga pe care le pui. Va lua mai multe, deci va lua titlul, va lua tot ceea ce este relevant din punct de vedere SEO, din punct de vedere SEO. Okay. El va lua, de fapt, engine-ul de indexare Google este folosit. Okay. Cel puțin, după cunoștințele mele. Da, exact. A, și te licitează pe ele. Absolut. Scopul tău este să faci un text la un moment dat de vreo 100 de caractere, 200 de caractere, în care să pui deja keyword-urile de care ai nevoie. Și el ți le exagerează automat. Okay. Deci keyword-ul nu pui, doar direcționezi de structura Dynamics, campanie de Dynamic. Poți să faci, e foarte simplu, faci un singur anunț și zici cover all site. Și el vine cu un singur anunț și, desigur... Și schimbă și link-urile? Da. Cum să nu? Cum să nu? Nu e Dumnezeul lor, deci nu-ți imagina că... Deci, dacă dai tu un landing page, te duce... Da? După aceea poți intra în detalii și... Hai să lăsăm pe audio să ajungă la final. Felicit, că nu. Eu mă bucur, până la urmă așa e. Este ce nu se jură la urmă cu bilete de avion Praga din 2012, care au prețuri foarte mici. Dar e să rute... Long tail. Despre asta este vorba. Ai prins pe toate căutrele de care ai nevoie. Deci, de obicei ai o mai nou... ...dată de aeroport, chestii genul ăsta, astfel încât el îți generează de textul respectiv de câteva sute de caractere, îți generează orice long tail care l-ar face utilizator. Ok. Mulțumesc. De marketing, eu cred că atunci este cunoscut, se știe conceptul, cum funcționează, putem numi o reciclare a vizitatorilor, îi aducem înapoi. Este o tehnologie relativ nouă, foarte valoroasă, la fel. Trebuie folosit. Nu e un efort foarte mare, deci orice campanie, chiar dacă este concentrat doar în zona de search, trebuie să aibă lângă el o campanie de remarketing pe content. Aduce valoare, mărește traficul relevant, până la urmă aduce înapoi utilizatorii care au ajuns pe site-ul tău, indiferent de originea traficului inițial, o fi de pe Facebook, organic, pay-per-click, AdWords, e-target, ce o fi, poți refolosi traficul respectiv, readuci utilizatorul pe site. Există posibilități aici foarte avansate de a-i segmenta și a afișa bannere speciale, mesaje speciale.
Cel mai relevant ar fi, ca să completez eventual ideile colegului, ideal este să targetezi utilizatorii care au plecat din coș. Nu mai finalizează comanda. Am înțeles. Asta se poate realiza, desigur. Trebuie să ai un număr relevant de mare de utilizatori care pleacă, altfel nu, Google nu va permite să-i targetezi. Dar o idee, poți să le oferi un discount doar lor. Dom'le, hai înapoi, îți dau 5% dacă finalizezi comanda. Se poate face acest lucru. Sau mai puteți mai face și click to call. O chestie de aia, te bagă numărul de telefon și te ajutăm noi să completăm formularul. Și în momentul ăla este poate toată poziția. Ah, exact, exact, exact. Și te ajutăm. Cum să nu, da. Și, desigur, avem un control foarte mare al situației. Am măsurat, am targetat, am măsurat și trebuie să controlăm campania. Am scos câteva elemente mai importante. Să avem mare grijă la termenii de căutare. Foarte mulți se concentrează doar asupra cuvintelor cheie, dar mult mai important sunt spatele cuvintelor cheie, ce termen de căutare există. Acolo se ascund informații cu două valori, din care o să reiasă cuvinte cheie pozitive, deci normale, cuvinte cheie, care au convertit, trebuie să luate în campanie și a avut grijă de ei, să convertească în continuare și respectiv o să iasă cuvinte cheie negative, pentru care tu nu vrei să mai generezi trafic. Deci termen de căutare, mare atenție. Ca și idee, trebuie să avem răbdare, să adunăm informații statistice relevante. În momentul în care ne uităm la statistici din AdWords, fie din Analytics, să avem puțină răbdare și să ne uităm în contextul în care sunt acele cuvinte cheie, adică acele statistici prezentate. Dacă avem un bounce rate la un keyword de 70% și avem doar 5 vizite, asta nu înseamnă nimic, nici la 10 vizite. Deci să avem mare grijă, nu trebuie oprit cu keyword-ul respectiv în momentul acela. Trebuie oprit după 100-200 de click-uri și dacă în continuare bounce-ul este mare sau time on site-ul este atât de mic încât să adunăm statistici relevante. O idee, doar ca și idee, limited by the budget. Poate nu vi se pare o problemă foarte mare, însă, după părerea mea, și nu numai, desigur, e o problemă serioasă. În momentul în care apare pe status, știți ce este limited by the budget, deci nu cred că e o noutate. În momentul în care avem acest status pe campanie, pierdem oportunități. În momentul acela, campania nu performează la capacitatea lui maximă și pierdem oportunități. Trebuie văzut ce se întâmplă. Da, desigur, se consumă bugetul mai repede decât trece ziua. Dar asta înseamnă, dacă clientul nu dorește să ridici bugetul zilnic, ca acel status să dispară, atunci tu va trebui să vezi în campanie, să reconfigurezi campania în așa fel încât să te încadrezi în acel buget. Este mult mai valoros o poziție mai joasă, cu cost per click mai mic, decât și în care tu ești de găsit toată ziua, de dimineață până seara, decât un keyword sau un anunț pe poziția 2-3, doar până la ora 12, și în același timp poți obține un trafic mult mai mare, chiar dacă cobori. Și te încadrezi în acel buget inițial. Nu știu dacă se înțelege ideea. Eu am explicat puțin complicat. Ok. Impression share. Sunt indicatori available în AdWords. Foarte importanți. Care vorbesc despre market share-ul vostru. Încadem? Da? Aceste indicatori nu se văd foarte clar din prima, trebuie să activați din
din setările pe coloane, deci se adaugă aceste coloane. Poți afla și o să ai niște surprize destul de mari, că chiar dacă campania nu are limited by the budget, totuși este de găsit și funcționează doar la 20-30% din capacitatea campaniei. Asta înseamnă că tu poți să ai de 3-4 ori mai multe vânzări. Trebuie văzut ce se întâmplă și de ce este așa. Quality score. Mare atenție la quality score. Puneți coloana de quality score la locul lui și urmăriți-l atent, pentru că costurile vor fi, desigur, influențate de quality score. Am pus încă o dată lista de obiective. Cum investim eficient? Ce înseamnă eficient? Ce înseamnă succes, în primul rând? Pentru un client, succesul va însemna vânzări doar din prima zi, de fapt, deja din prima zi. Alt client va înțelege că va merita să lucreze chiar și în pierdere în primul an, primele săptămâni, da? Să ajungă acel break-even, foarte relevant prezentarea. Ca și particularități, cred că am atins o particularitate importantă, este volumul mare de conținut pe care trebuie să gestionezi în cadrul campaniei și un dinamism. Dynamic Search Ads vă ajută. Și nu degeaba se numește Dynamic. Rate de conversie între 1 și 10%. Am auzit și de fapt am și văzut și 10%, deși noi nu avem în cadrul e-commerce vorbesc. Desigur, dacă e vorba de completare formulare, 15%, până la 15% se poate atinge fără probleme. O rată de conversie, e-commerce, diferă de la profilul, de la profil la profil, de la piață la piață, de la concurență, volumul și așa mai departe. Deci nu avem răspunsuri foarte, foarte clare la... Mersi! Haideți acum să vedem ceva întrebări. Am finalizat de cele 3 prezentări, deci ar trebui să avem de răspuns întrebări. Gat, ok, avem o întrebare. Cum crești un quality score? Da, bună întrebare. Nu există public algoritmul de calculare al quality score-ului, da? Sunt totuși niște indicații prezentate de către Google și care sunt aproximativ adevărate. În quality score, cel mai important factor, indicator care influențează quality score-ul, se spune că este rata de click. Din câte am observat, totul este pus într-un context. Deci, am avut campanii în România, pe un domeniu, și am avut campanii același domeniu în afara țării, în vest, nu știu, Franța. Aceleași setări, aceeași performanță aduce altă situație în Franța, unde concurența și nivelul concurenței este alta decât în România și cu alt discurs este calculat altfel. Deci, în primul rând, rata de click, relevanța anunțului față de keyword-ul, deci față de căutare și, desigur, conținutul landing page-ului. Astea sunt elementele principale. Dacă astea sunt puse la punct, eu sunt convins că măcar un 7 vom primi. Totuși, nu întotdeauna așa. Okay. Ok. Mai aveți întrebări acum? Sper că am răspuns la întrebare. Ok. În care setați campaniile, în momentul de față, pe Analytics spun ceva, în landing page-ul respectiv, puneți canonical? Inițial, adică ați sesizat până acum diferențe în SEO, una la mână, cu pagina cu UTM și pagina fără UTM, deși Google știm cu toții că ignoră propriile lui. Noi legăm campaniile... Nu am înțeles? Nu înțeleg niciun pe care tu crezi o campanie, da? Și uite, îți dau ție un link către site-ul tău și zic hai să contorizezi, bine? Și îți spun campaign. Are același efect SEO, acum vorbesc, SEO normal,
link-ul normal, ancora normală și cu refut de rigoare, normal, față de cel cu UTM Source. UTM Source nu are cum să aibă efect. Acel UTM Source reprezintă o variabilă care poate să fie X, Y, Z sau cifră. Deci conținutul lui nu are cum să influențeze. Am avut o problemă, că mie mi-a găsit o pagină. E așa, am pus indexat-o cu UTM Source. Da, odată mi-a indexat-o cu UTM și mi-a găsit o duplicate content. Și sunt curios acum, dacă a mai pus tot cineva. Nu. Ar trebui să fie duplicate content. Trebuie să fie duplicate content dacă UTM Source le găsește în URL, în conținutul URL-ului. Păi. E duplicate content. There are two URL. Două UTM. UTM este o variabilă. Da, dar e URL diferit. E ca și când ai pune exact. N ce egal cu 1, N ce egal cu 2. Exact. Cumva pentru și Google greșește, vă spun. Cumva pentru Google, vinovat ești tu. Pentru că nu i-ai spus lui Google că UTM în situația asta este o variabilă pe care ar trebui să o ignore. Dar asta poți să faci în Webmaster Tools. Și de asta trebuie să pui să folosești ca canonică. Întrebarea este, de moment ce sunt propriile lui variabile, ar trebui să țină cont. Nu, eu nu cred, pentru că propriile lui variabile țin de un anumit departament din cadrul Google, Google Search ține de un alt departament din cadrul Google. Deci cumva, da, pot să-ți spun eu, da, se întâmplă foarte des asta, ca UTM să-ți ajungă în URL. Probabil este referit ca și link fix undeva din site. În urmă faci SEO, faci tracking pe SEO. Fui mai mult de da, mai nu vreau să iau partea SEO o parte, dar adică țin, dar hai să vedem dacă mai sunt întrebări despre pay-per-click. SEO data viitoare. SEO a fost data trecută și data viitoare. Nu, serios, dacă mai sunt întrebări despre legat de AdWords, PPC pentru e-commerce, Facebook. Ori este clar totul, ori clar totul. Nu este clar nimic. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu! Celor de la Radio Links și tuturor celor care ne urmăresc remote, totodată vă mulțumesc celor care au